Mulțumim, Antu. Bagă. A zis bine, că le merge bine la pești. Dă-i, cum ai zis? Cu cine? Mulțumim, Viviana. Da. Auzi, e... Impresionant. Mi-am amintit, am mâncat carne de capricorn. Ați mâncat? Da, am mâncat o pastramă de capricorn la mamaia, oalalalala, o sărată, și după aia m-am transformat direct în vărsător. Nu știu ce capricorn era ăla, de munte, de mare, n-am mai mâncat. Domnul Aici. Antonio Fițos. Fițozo. Vreau Fițozo, să vă... Fițozo. Vreau să vă duc într-o altă lume, sunteți de acord? Ce vreau ce să vă arăt puțin o... Unde vreți? Nu vreau să vă arăt arta, știți? Adică așa. E important ce faceți neastră, nu spune nimeni că na, e nevoie și de... Dar vreau să vă arăt cum arată un moment frumos. De... Adică poate vă schimb puțin impresia, știți? Ați fost vreodată la teatru? Am fost, dar de mult, când eram copil. Ne-a dus cu clasa. Ok, dar la un spectacol de operă, de exemplu, de operetă. De... A, păi nu mă duc, că e aglomerat acolo. Le chem la mine acasă să cânte. Mai un șpriț, mai o operetă. Nu cântă, nu știți? Nu cântă la operetă? Bă, haideți că nu e. A, iar m-a păcălit. Nu e nevoie bă, să stricați. Fiți atent, domnul Antonio. Eu vreau să vă uitați către platoul nostru. Așa. Și să vedeți un moment frumos. Și după o să facem și un scurt interviu, poate totuși reușesc să vă înscriu și pe dumneavoastră, da? Doamnelor și domnilor, dans și după vorbim. Ești bine? Da. Rămâi acolo pe poante că te vede doamna coreograf. Bun, doamna Robinescu, dacă vreau, unde ești mă, vină mă încoace. Aici, eu... Dacă vreau să-l duc studia. Și pe, să-l aduc pe tânărul meu, la... Haideți puțin mai în spate, doi pași, ia toată arată, lumea mai în spate. Arată bine, să știi. Arată, hai bine. Da. Și eu tot pe poantă sunt. Stai mă că ești pe poantă. Hai să deschidem puțin. Bravo. Un semicer sau un semicer. V? Ah, excelent. Bravo. Ia bravo, mă. Dacă aș vrea să-l adun la dumneavoastră. Da, la... Nu arată rău, dar trebuie să aibă niște calități excepționale. Ia spuneți-mi. Uitați, ca să vă dau un exemplu, ridică puțin piciorul cu mâna. Deci ar trebui să... Ia, poftim. Așa, e bine. Eu mai fac păcate prin casă, e bun, da? Începutul să e bun. Să nu-l puneți la șpagat, că știți, eu mai am nevoie de el. Adică dacă da. Îl rupeți o săptămână, nu-l mai am. În afară de abilitățile pe care copiii trebuie să le aibă, cum reușesc să vină la dumneavoastră, acum la modul serios, să ajungă la școala dumneavoastră? Păi, în general, sunt aduși de părinți când sunt ei micuți la 5 ani. Pe urmă, încep să iubească să intre acest microb al baletului și nu mai scap de ele. Sunt extraordinar de pasionați copiii pentru acest balet. Ați fost pe peste tot prin lume? Am fost în Canada la o mare gală de balet, Vaganova. Am fost pe Broadway, la România, pe Broadway, celebrată acolo. Am fost la sediu ONU în New York. Am fost în Japonia la o mare gală cu foarte mulți balerini de celebri. Am fost în India, am fost în China la expoziția și mai mare. Sunt foarte multe locuri unde o să urmează să mergeți, nu? Trebuie să vă spun și unde merg. Ia, că repede, băgați-ne, că mai avem 10 secunde. N-am mai avut, deci Bulgaria, la Castelul Reginei Maria, în fața castelului avem un mare spectacol. Apoi la Atena, la Asociația Română Elena, Asociația Culturală, care ne-a invitat, doamna Marinescu. 5 secunde mai avem. Manuela Marinescu și apoi... Fetele trebuie să spun că sunt premiate peste tot în Italia. În Italia mergem ca la Ploiești. Doamne, vă mulțumim mult de tot și să știți că degeaba ați fost pe Broadway în America, în Canada, dacă nu veneați la noi în plasă. Nu, dar trebuie să vă invit. Că unde, în Canada? Nu, pe 2 iunie este magazinul de păpuși, mega spectacolul de la Opera Națională din București. Gata, aceste fetițe acolo, facem evoluează. Și un material să-l vedem la televizor. Mulțumim mult de tot că ați venit pe la noi. Și că mai plecați în America să ne luați și noi, că noi n-am mai fost, dar am mai vrut. Ce urmează în emisiunea noastră, domnul Antonio, priviți.